Salutare, dragilor! Astăzi avem încă o zi de hoinăreală în Sevilla. Ați văzut în vlogul anterior că am vizitat Real Alcázar și în prețul biletului de 12,5 euro de persoană avem incluse și intrarea gratuită în 4 muzee de aici din Sevilla. Și acum ne-am propus să ieșim și să vedem măcar o parte din aceste 4 muzee, așa că vă luăm cu noi la hoinăreală. Ia uitați ce portocale. Ia zi, bine, facem un fresh? Da, facem un fresh. Că avem marfa aici. Sunt ornamentale astea. La dispoziție. Uite cât sunt numai portocali sunt în față. Drăguț se vede, drăguț orășelul ăsta. Ne plac străduțele astea înguste cu magazine. Uite, florării aici. Câte flori. Lume multă astăzi pe stradă. Avem de haine și asta la Casa de los Arreglos. Am ajuns la primul obiectiv, Antiquarium de Sevilla, să vedem dacă ne lasă să și intrăm. Ne gândim că dacă am cumpărat biletele și am fost la Real Alcázar, am putea să intrăm și aici. N-ar avea nicio logică să fie închis. Am intrat la primul obiectiv, Antiquariu. Și avem acces doar la ruinele romane. Este un muzeu arheologic aici, după cum cred că vă puteți da seama. Și numai o jumătate din întreg îl putem vizita noi în baza acelui bilet. Hai să vedem ce găsim. Câteva cuvinte despre istoria Sevilii, care a fost fondată în secolul 8 înainte de Hristos. Și am văzut aici că în anul 712 după Hristos a fost cucerită de arabi. Prin urmare, de asta se văd influențele la tot pasul, influențele arabe. Un vas de marmură. Deci astea sunt pentru apă, cum se numesc? Ulcioare, cred? Ceva de genul de lut pentru apă. Aici avem un vas foarte frumos. Asta pentru ce? Cred că e tot pentru... Probabil ca să păstrezi apă, eu știu, în cantitate mai mare, nu scrie, mă gândesc. Perete dintr-o grădină, da. Casa de la... La Noria. Aici sunt fundațiile. Da, fii atentă că aici e... Sunt niște oase, vezi? O seminte, da, ale unui copil. Într-o amforă se numește vasul. Este foarte, foarte bine conservat acest muzeu. Ce foarte frumos făcut. Păi, știi că în Spania totul este îngrijit. Picturile expuse aici aparțin unei tinere artiste din Sevilla și imaginile redau diferite ipostaze ale femeii care muncește. Adică stres și toate cele și toate trăirile unei femei din lumea modernă, ca să zic așa.
Iată, acest perete este făcut din mozaic, cred că zelighe se numește. Sunt niște bucăți foarte mici de care se lipesc centimetru 2, ceva de genul. Am văzut asta în Maroc, foarte multe locuri din casele tradiționale sunt făcute din mozaic zelighe. Nu pot să mă duc mai aproape să vă arăt, poate găsesc altceva. Fotograful din el își face treaba. Uitați și aici, același mozaic zelighe, poate se vede mai bine. Dacia unei case din secolele 5-6. Doamne, cât de vechi. Antiquariumul este chiar lângă Setas de Sevilla. Această sculptură impresionantă din lemn. Să vedem dacă putem urca și noi, că ieri erau grilajele, niște grilaje puse și astăzi văd că le-au dat la o parte. Uite, aici era închis el. Nu înțelegem de ce, dar uite, se și văd grilajele acolo, că sunt, sunt strânse acum. Hai să urcăm, cât sunt jos. Acest obiectiv a fost inaugurat în 2011 și a durat construcția lui din 2005 până în 2011, adică 6 ani. Proiectul aparține unui arhitect neamț și acest obiectiv este cea mai mare sculptură din lemn din lume. Este împărțită pe 5 nivele. La primul nivel este antiquarium, unde am văzut și noi parțial. Acesta este al doilea nivel și urmează încă 3, dar cred că sunt închise, că nu văd pe unde se poate urca sau cum putem ajunge acolo. Din păcate, poate data viitoare, dar e foarte, foarte mare, impresionant. Chiar e foarte frumos de venit și de văzut, mai ales în vremuri normale, să fie deschis, să vă puteți bucura. Am citit că sunt și terase sus, unde puteți bea un suc liniștiți, să admirați priveliștea. Și uitați, de la acest nivel se vede orașul, se văd clădirile foarte frumoase, specifice zonei, Andaluzia. Accesul în toate cele 5 nivele ale sculpturii costă 5 euro, dacă ar fi deschis. Dar bine că am putut urca și aici, pentru că ieri au fost grilajele și nu aveai măcar acces să urci deloc. Încă o piațetă. Înțeleg că îți place? Da. Ia uite ce e aici. Ceainărie Chef Chaouen. Orășelul din Maroc, în care ne tot dorim noi să ajungem. Au așa mult farmec străduțele astea înguste și cu balcoane și pline de flori. Uite cum e cel din față. Am umblat așa zile întregi. Da, îți dă o stare de bine. De libertate. A
spus mai devreme că nu am putut vorbi, erau lucrări în zona unde am fost. Eram la al doilea obiectiv de pe lista noastră, Muzeul de Art Belvoir. Așa că a trebuit să-l sărim. Ați văzut că este deschis doar marțea și duminica. Să aveți în vedere cum cumpărați biletele, să vă orientați către zilele astea. Așa că noi mergem către al treilea obiectiv de astăzi. Am ajuns din nou în zona catedralei din Sevilla. Trebuie să merg pe partea asta să o vedeți mai bine. Este impresionantă. Ne-am oprit să ne răcorim puțin în fața catedralei, pentru că a început căldura foarte tare, este 1 după amiază și ne-am luat o înghețată. Și avem 3 cupe, lămâie, cacao și dedesubt este căpșuni, preferata mea. Și am luat și o cafeluță, un espresso. Mai avem de umblat și avem nevoie de... Da, mai avem de cutreierat, așa că stăm puțin să ne tragem sufletul și pe urmă mergem mai departe. Que yo no sé si cantarle a la calle de Sevilla, a la calle de Triana, ya tocan las campanas. Ole, ole, que arte chiquilla, mantilla, ay, qué guapa, qué guapa. Hai, ce oraș frumos! Iubire, ți-e place? Foarte frumos, foarte curat. Am venit să facă și el o poză, bineînțeles, a văzut vasul de sus. Ce bărcuță interesant am găsit, amalul râului. Dar văd că scrie că poți să cumperi intrarea, oare se poate închiria asta, adică face escapadă pe apă? Nu știm. Ne mergem acum de-a lungul râului Guadalquivir, se numește, sper că pronunț bine, și o să traversăm podul din față pe care îl vedeți, mergem în cealaltă parte a orașului, unde avem și noi cazarea și, bineînțeles, celelalte două obiective la care trebuie să ajungem astăzi. Am ajuns pe pod. Iată că am ajuns la al treilea obiectiv din listă, castelul San Jorge. Arată așa de bine de afară. Traversăm pe lângă trecere. Și aici o priveliște frumoasă. Surpriză! Este închis castelul. Nu știm dacă e închis de tot sau iarăși am nimerit în ziua nepotrivită, pentru că nu e un program, sau e asta, să vedem ce. De marți până sâmbătă
Între 11 și 5 jumate. Da, n-avem noroc. Chiar lângă castel este o piață acoperită. Ce ai găsit aici? Uite, pescărie, ramonerie. Ia uitați aici ciolanele. Amon iberico. Doamne, cât sunt de bune astea, să le încercați dacă nu ați încercat până acum. Dacă tot am ajuns aici, hai să mâncăm, că ni s-a făcut poftă. Trebuie să luăm și noi niște de astea. Jamon, jamon iberico. Si? Si ce vom luăm? Si cașcaval de asta? Da. Brânzică de asta sau altceva? Nu, ia cu cașcaval să mâncăm. Vrei să încercăm cârnăciorii? Păi și trebuie să luăm și cașcaval cu mănânci goale. Ok, and... Queso? Queso, yeah. Să luăm și un pahar de sangria, băutura lor tradițională. Luăm o gustărică. Și aici. Da, ne-au pus covrigei, mă rog, biscuiței. Și un pahar mare de sangria. Mamă, miroase bine sangria, de la vine, nu? Fructe. Cheers. Jamon iberico, autentic. E senzație. Foarte bune. Și brânza. Brânza maturată și cu biscuiței. Mamă, e senzația asta. Am ajuns acasă, ca să spunem așa. Suntem pe terasa locației, clădirii. Bineînțeles că s-a terminat bateria la GoPro și a trebuit să venim acasă să-l încărcăm. Am fost și la al patrulea obiectiv la care ar fi trebuit să intrăm. Bineînțeles că era închis, Muzeul de Ceramică este numele lui. Dar am avut o zi extraordinară, ultima zi întreagă în Sevilla, pentru că mâine vom pleca către următoarea destinație. Noi am stat aici în Sevilla 3 nopți, 2 zile full, dar recomandarea noastră ar fi să stați măcar 4 zile. Sunt multe de văzut și chiar dacă o parte din obiective sunt închise, e foarte frumos de luat la pas și e mare orașul. Este al patrulea oraș ca și dimensiune după Madrid, Barcelona și Valencia, așa că aveți de umblat. Nouă ne-a plăcut foarte mult, mâncarea este foarte bună, atmosfera este prietenoasă, arhitectura este impresionantă, așa că vă recomandăm să veniți în Sevilla, capitala regiunii Andaluzia. Vă pupăm!